Înainte să începem videoclipul, intră pe linkul din descriere sau caută pe YouTube Diablo Aripi de Înger și lasă un like pentru că este piesa celui mai bun prieten al meu, de altfel piesa mea preferată de la el. Dacă reușim să-i strângem 100 de like-uri, promit că voi posta mai des. Cam atât am avut de spus, vă las cu videoclipul. E posibil să-ți displacă foarte mult pozele în care apar, fie pentru că ai o poziție a corpului ciudată sau o expresie nu tocmai ok a feței. Este cert că toți vrem să arătăm bine în poze, doar că nu tuturor ne iese. Așa că astăzi vreau să te ajut și să-ți arăt 5 pași pentru a fi mai fotogenic decât ești acum. Atenție, mai fotogenic înseamnă cum să pozezi mai bine, nu ce cameră să folosești sau cum să-ți editezi pozele. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul pas pe care trebuie să-l urmezi ca să fii mai fotogenic este să găsești unghiul tău cel mai bun. Cum ar fi dacă aș filma videoclipurile așa? Ei bine, la fel este și când pozezi. Nu poți pur și simplu să te fotografiezi din orice unghi și să crezi că arată bine. În schimb, fiecare dintre noi are o latură mai bună decât cealaltă. Spre exemplu, partea stângă a feței arată mai bine decât partea dreaptă a feței pentru mine. Și asta din diferite motive. Poate că îți place mai mult cum stă părul pe partea stângă sau poate ai un semn din naștere pe partea dreaptă pe care vrei să-l ascunzi. Așadar, trebuie să experimentezi și să vezi din ce unghi îți ies pozele mai bine. Al doilea pas pe care trebuie să-l urmezi dacă vrei să fii mai fotogenic este să faci poze în rafală. Fiecare aparat foto sau telefon are opțiunea de rafală, adică va face poze foarte rapid una după alta. Modul rafală este cel mai potrivit atunci când vrei să faci o poză din mișcare sau când ești într-o activitate distractivă și vrei să prinzi un cadru cât mai sugestiv. Partea mișto este că poți să scoți niște poze foarte naturale, adică nu e ca și cum ai sta la poză, tu pur și simplu îți vezi de treaba ta. Al treilea pas pentru a fi mai fotogenic este să ai personalitate. Nu poza ca pentru buletin, trebuie să ai emoții și să transmiți un mesaj. Mesaj pe care îl transmiți prin intermediul expresiei feței și poziției corpului, care ar trebui influențate de împrejurim și de modul în care ești îmbrăcat. Ce vreau să spun cu adevărat este că la o petrecere importantă unde toți sunt îmbrăcați elegant, la poza de grup nu poți să scoți limba și să faci diferite semne cu mâinile, mai știu eu ce semne. Expresia feței și poziția corpului ar trebui să se potrivească cu contextul pozei. Al patrulea pas pentru a fi mai fotogenic este să te folosești de ce ai în jur. Caută locuri interesante și lucruri pe care le poți integra în poza ta. Trebuie să te uiți pe lângă tine și să vezi cum poți să scoți ce e mai bun dintr-o poză. Trebuie să-ți ajustezi poziția corpului în funcție de relief. Spre exemplu, dacă ai aici un zid care arată bine, poți să te sprijini de el cu spatele, cu mâna, trebuie să-l pui în valoare și astfel te vei pune și pe tine. Și în final, al cincelea pas ca să fii mai fotogenic este să îți instruiești fotograful. Înainte să-ți facă poza, ia tu telefonul sau aparatul și trimite-l pe el acolo exact în locul unde vrei să ți se facă poza. Spune-i cum să stea și fă-i poză din unghiul în care vrei să-ți facă el ție, pentru că de multe ori nu este vina ta că nu-ți ies pozele bine, este a fotografului. Nu foarte mulți au experiență în artele fotografiatului, dar dacă tu știi, ai în capul tău cum vrei să arate poza exact, e bine, poți să îi arăți. De aceea un sfat foarte bun pe care și eu îl urmez este să faci poze prima dată și după aceea să ți se facă. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi lăsați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost EdiAdvice sau Edi și până data viitoare, nu uita! Bune, e o reușită, nu rateu! Pa, pa!